Peste 140 de copii au fost dați în plasament în regim de urgență și au intrat în sistemul de protecție a copilului în județ anul trecut, iar aproximativ 340 de minori au fost menținuți în familie. Cazurile acestora sunt monitorizate în continuare de protecție a copilului. În anul 2014 a crescut numărul sesizărilor adresate protecției copilului Suceava cu privire la minori abuzați emoțional sau neglijați de părinți. La 31.12.2014 aveam în evidență 489 de cazuri, comparativ cu 2010, 225 de cazuri, 2011, 327, 2012, 285 și 2013, 419. Deci o creștere, 60% față de 2010, o creștere. Ce fel de abuzuri, despre ce abuzuri vorbim? Neglijare, abuz fizic, abuz sexual, abuz emoțional. 144 de cazuri de copii au fost luați în plasament în regim de urgență și restul au rămas în monitorizarea direcției și a primăriilor. Purtătoarea de cuvânt a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Nicoleta Daneliuc, a spus că sunt luate în calcul și se verifică și sesizările anonime.